Salutare și v-am regăsit la un nou videoclip. După cum ați văzut în intro, am dat drumul la un nou concurs de CSGO pentru jucătorii din România. 5.000 de dolari prize pool de data aceasta, mi se pare că este cel mai mare prize pool pe care l-am oferit vreodată sub numele de Jilufu. Este Jilufu 3, concurs sponsorizat în totalitate de Hellcase. Aveți link-uri acolo în descriere pentru 70 de cenți gratuit și pentru 15% dacă vreți să faceți recharge pe site. Boys, înainte să trecem la clip și înainte să reacționăm la acest băiat minunat pe nume Snowzin, un talent din Brazilia de 13 ani care îi face concurența lui Monesi. O să vedem exact astăzi cam la ce nivele, dacă este mai bun sau dacă este un pic mai slăbus decât Monesi, deși totuși are doar 13 ani. Vreau să vă prezint următorul site. E vorba despre Shadow Pay Boys. Este un site pe care vi l-am arătat și în clipurile precedente, un site pe care puteți retrage itemele din counter pe card. Ce trebuie să faceți este să vă puneți itemele pe site la vânzare, după care în momentul în care dați withdraw aici, aveți opțiunea de a da click pe unit pe aici și de a selecta card, unde puteți retrage într-o limită de 1000 de dolari pe zi skinurile pe care voi le vindeți. Haideți să trecem la clip. Uitați-vă cât de mic e. Uitați-vă cât de mic e. Uitați-vă cât de mic e. Man, what the fuck? Gank do Gal, mano. Caralho, valeu, Gal. Tamo junto, mano. Nu știu ce zice, dar... De ce a tras ăsta aici nebun? Am zis că îl ratează după ce a tras primul. Nu cred. Mamă, dar uite și suferul! Ce? Făcea și de-alea după, l-ați văzut? Sau vază. Mare 13 ani! Respeita, man! Respeita, man! Nu știu ce zici acolo! Mamă, dacă... Uitați-vă la el! Uitați-vă la el, băi, nu pot să cred! Bea, mă, ăsta face și eu pe stream-o cu copilașul ăsta mic. Nu, degeaba l-au luat ăștia la bomb. Ideea este, de ce reacționez la clipul cu băiatul respectiv, și anume Snowzin, este faptul că l-au luat la Boom. Boom, echipă în care joacă Phelps și Bolt, jucători care au făcut istorie, practic, pentru cea din Brazilia. Și gândiți-vă că l-au luat backup pe acest puș de 13 ani. Uitați-vă și ce le trage aici de un puș de 13 ani. Te mai încap de toate. Deci ce fericit, uite-te ce fericit e când-i omoară. Nu cred, uite cum se pește când-i omoară. Face așa. Forgeți, mă, nischeți, padre. Nu știu ce zice, bă, dacă ai ști ce zice. Uite ce le trage, băi. Caralho, Snowzin. Nu știu ceva cu manul ăla, zice mereu când-i omoară. Django, hai Snowzin. Nu? Ah, a încercat un rops aici, dar nu i-a ieșit. Știe pe ăla acolo, mă. Ah, cred că i-a dat în cap. Știi, era secat ăla. Cate garaj, cara. Cate catch. Păi se trage și ăla. Por causa da minha idade, Owen. Nossa, clipa essa merda, mano. Nossa, asta am mai auzit pe la brazilienii, ceva frumos, gen, un fel de frumos, nossa, frumosa, nossa, ceva de gen. Și schimba cadrul aici, fiți atenți. Un pic, am rămas un pic fără curent. Bine pe înregistrare de clip. Mă, dar nu prea are FPS-uri, acum văd 180, mă, trebuie un pic. Nu vei trei aici. Uf. Easy. Sou eu, padrinho. Ah, mor cu ei de gât, hai, hai. Ah, tá tirando. Uitați-vă cât de mic e pe lângă scaunul. Bine, eu nu mai zic asta, că am zis în tot clipul că e mic. Și o să stătul nostru aici după, uitați-vă cât de mic e. Nu mai te mimirând. He, che ota, caral. Ai liniștit. Chiometre. Mamă, ce smocuri top mate, zici că sunt abonații mei. Sorry guys, dar nu vă uitați niciodată pe aplicația Roto Global să învățați smocuri și de-aia le dați. USA! Bine, bine. Vă joga B aici, cam aia, vă joga B. Vă mă joga C. Bun. Stai mate, mate. Uuuuhuhuhuhu! Uita, uitați-vă ce personalitate are, ești nebun. Foiesă.
Ce personalitate are asta, nu cred că... Nu e ca un... Nu știu, Monese l-ai omora, dar nu zice nimic că stă omoră și le și suferă cumva, exact stilul ăla brazilian. Uite, uite, uite cât de fericit. La urât a făcut așa și după... Iota! Uite-l mâncați și schimba freza acum, ia fie. Ia schimba freza aici, atențiune, atențion. Atențion. Uite cât de fericit e. Eu adoro, eu adoro mai smoke. Ce vedea mea e tot geaba. Uno. Puta merda, clipa. Dar nu mai vorbi urât că ai 13 ani. Clipa. Clipa, man. Clipa e isso, ei? Stai, 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 porra! Stai, vamos, caralho! Nada perdido, porra! Bine, mo! Vamos, caralho! Era 15 pop pentru aia, de ce au făcut așa? Mă, mă, eu tot 54, asta mă, că-s de-aia brazilieni. Compră un canivete suisu. Compră un canivete suisu? Cred că-s de-aia, mă, brazilieni. Cred că-s, că n-a, la 50 dolari, cred că-l arunca în aer, ce-ai. Însă. Sau? 54 pila, mă, eita pega. 250 reais de dólares? Não, entusiasmo não foi na lista de cotas ridicadas, eu achei que tá lá mais muito. Nem ferrando, o cara me deu os 300 reais. Mano, tô rico, abandonei a stream, galera. Rastei que existe vai traduzir com o drago. Nem ferrando, mano. Mano, todos os brasileiros têm umas cuvintes forte limitadas, deixa, se não se caralho, mano, e nossa. Nossa, eu vou comprar tanto todinho, mano. Da, voi să stați văzut clipul, mie mi se pare super carismatic puștiu, până că joacă absolut incredibil pentru vârsta de 13 ani, este deja, cred, destul de cunoscut acolo în Brazilia, în comunitatea din Brazilia, dar mi se pare, repet, foarte tare, pe lângă faptul că este pro, este foarte, foarte carismatic și mi se pare incredibil ce poftă și ce... ce fel reacționează după ce moară vișina. Se vede acolo fericirea în ochiul lui. Repet, vă mulțumesc super mult că v-ați uitat la clip și că ați ajuns până la sfârșitul acestui clip. Nu uitați să mă urmăriți în continuare pe Instagram jaxi.tv. Băieți, să dați aici un like la videoclip. Nu v-am cerut like-uri de mult timp, dar am văzut că sunteți acolo tank pe like. Nu uitați să vă abonați la canal dacă n-ați făcut-o, să apăsați acolo pe clopoțel, să bifați toate notificările. Iar noi vom revedea în curând cu alte noi videoclipuri. V-am pupat și vă doresc o săptămână minunată în continuare. Ciao, ciao, ciao. Zici că e Jaxi, zici că e Jaxi, la față zici că e Jaxi. Zici că e Jaxi, la față zici că e Jaxi. Zici că e Jaxi, la față zici că e Jaxi. Zici că e Jaxi. La față, la față, la față.